Ce dimineață frumoasă în care nu pot să dorm ca de obicei, așa că decizi să faci un clip. Bine ați venit, domnilor și domnilor, Salpaca AK Daragiu, și astăzi o să facem ceva mai chillar, pentru că mor de somn în primul rând. V-am pus pe Instagram un post în care v-am întrebat, bine, și pe community, pe YouTube și peste tot, v-am pus să-mi lăsați întrebări pentru Q&A. Q&A-ul mult așteptat pe care practic nu l-am făcut niciodată, cred că am făcut acum câțiva ani, o singură dată. Da, dar din jurnalul de astăzi facem marele Q&A. Să curgă cu întrebări. Am ales, am selectat cele mai interesante întrebări, care erau și cât de cât pertinente, plus unele amuzante. Na, aș putea numi episodul ăsta probabil 101 întrebări cu Alpaca Legion. Mi-am tras întrebările pe telefon. Care este youtuberul tău preferat? În momentul ăsta real, la ultimul youtuber la care m-am uitat erau doi tip, nu știu exact numele, care stau în păduri și își fac case în păduri și fac tot felul de chestii în păduri. Când începe sezonul 2 din Viața Bate Vlogul? Real, abar n-am. Tessie este cel mai drăguț câine ever. Ah, asta n-am selectat-o pentru că era o întrebare. Faci promovări și altor vlogări? Am mai făcut promovări altor vlogări. Verificați în, nu știu, dacă de exemplu sunteți gamer cel puțin, verificați în descriere mai jos linkul la Legion Gaming pe Facebook și Legion Gaming de pe Discord. Asculți BTS? Nani? Ce, mai repede, nu te aud de la prea mult BTS? Asta era o întrebare iarăși, dar salut Mario Fresh. Faci sală sau ești doar bun la edit? Lumesc, fac și sală, dar să nu subestimăm puterea editului. Când faci topuri cele mai mișto anime-uri? Nani? Locul 1! Ești prieten cu Laura? Da, ne-am văzut la emisiune, am fost o dată la emisiunea ei. Cine editează clipurile tale că-s prea mișto, bro? Mai vezi pe altcineva pe aici? Ce făceai cu banii din alocația? Asta e interesantă. Ții minte că cumpăram o grămadă cărți Duel Masters, dar nu doream banii pe skin-uri în jocuri, asta e clar. Dacă când îți iei mașină că ai deja carne, ce naiba, like și subscribe. Mașină. Are gând să-ți mai iei un cățel pe viitor? Nu mai spuneți asta cu voce tare, că Tessie pe aici s-ar putea să nu... O să faci grădina zoologică în Minecraft? Te pup, da. Chiar am lucrat la grădina zoologică din Minecraft. O să vedeți probabil mâine sau poimine, episod cu cea mai mare alpaca din Minecraft ever. I-am făcut statuie și am făcut și niște bucățele din grădina zoologică. Am mai făcut niște chestii. Am lucrat la Minecraft-ul meu, pe serverul meu acolo frumos, am lucrat. O să faci un fan meet în Vâlcea? Păi n-am făcut eu, băieți. Mai facem. Ți-a părut vreodată rău că te-ai mutat la București? Traficul poate schimba un om. Când e ziua ta? Că eu nu știu. 11 decembrie! O să mai faci animații gen clasa de YouTuber sau cum a fost cea de acum un an sau doi? Da. Neața, voiam să te întreb care era main-ul tău pe LOL. Pup, Daragiu, șmec, da? Main-ul meu pe LOL? Volibear. Și Volibear. Ai vreodată dezastre în bucătărie gen când ai gătit tu? Cred că nu urmărești canalul ăsta de destul timp, dar... Da. Fă-m nou, mai faci tutorialul ăla gen am nevoie, Marcel are nevoie, nu mai știu despre ce tutorial e vorba, dar probabil este tutorial despre cum îl desenez pe Marcel. Am să fac acum un tutorial live, o artă, este destul de complicat. Luați jurnalul aici de față, îl întoarceți pe o parte pe care puteți desena, desfaceți aici un marker mare barosan, nas mare, un cerc în jurul nasului și după ce a trecut niște timp, ta-da-da, magia! Ial, cum să-l faci, Marcel? Când să mai faci parodii animate ca pe vremuri? Well, parodii animate ca pe vremuri. Real, e destul de greu să ai și job, să faci chestia asta și să mai le și împarți în toate direcțiile, dar o să încerc să le fac din nou. Adică, din nou, am mai făcut chestii, numai că nu le-am postat pe canal, le-am postat doar pentru mine, cumva, ca și fan. Și cam atât. Ai fost plecat în țări străine sau cel puțin vei pleca? Am fost. Nu știi vacanța mea din Turcia, nu știu dacă am explicat, nu am spus povestea asta pe canal, dar vacanța mea în Turcia cu tabăra, cu școala. Ai fost prin Bulgaria, Turcia, Anglia, la maică, aia cu Anglia e pe canal, dar am fost. Și ai fost de acord să apar la TV? Real mi s-a părut o oportunitate și mi s-a părut mișto cine m-a invitat. A fost cool. Bă, nu vedeți pe asta ca lumea, dar e mimul ăsta.
Mami, de ce nu joci cu Sinner 22? Cred că e și el din Vâlcea. Țin minte că mi-a dat mesaj acum mai de mult timp. Oricum pe atunci nu jucam nimic. Bine, mă jucam LOL foarte mult, dar bine, nu postam nimic pe canal atunci. Nu știu ce joacă mai exact. Ah, de ce nu? Sinner DM me baby. Poate băgăm un cum n-ai bă, zice, Brawl Stars. Băgăm un Brawl. Mi se pare super interesant modul cum atribui fiecare cifre, litere, o culoare. Vei face un clip pe canal legat de acest lucru? Voi presupune că te referi la povestea mea din viața de vlog și o să vă explic exact. Mamă, mare tutorial, vă explic. Ah, și voiam să vă mai spun că am primit chestia asta de la un fan de pe stradă. Mulțumesc foarte mult pentru poțiunea asta din Minecraft și pixul ăsta cu alpaca de la Voinea pe care l-am primit mai de mult, dar nu știu dacă v-am zis de el. Face asta, uite. Modul meu de gândire, care teoretic s-ar numi sinestezic, este în felul următor. În mod normal, cum gândești, este, știi că ăsta este M, după cum îl vezi, sau în fine, știi să-l faci așa. Well, eu atribui M-ul sau un, să zicem, un măr, nu neapărat că e M sau măr, unei culori. Asta e singura diferență. Asta este vizuală, simți că e M-ul, M, că-l vezi că e M, ții minte că e M, iar eu țin minte că M sau măr, sau orice cuvânt, item din Minecraft, orice vreți voi, are o hartă din culori. Dacă ar fi să vă reseneze efectiv, sau poate dacă vreți, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vă fac un clip separat despre cum gândesc eu. Dar e mai ciudat, adică n-am mai explicat chestia asta în detaliu nimănui și e, na, un pic creepy. Tocmai acum mi-am dat seama că pot să pun poțiunea de Minecraft gen ca și semn de carte la jurnal. Joci sau măcar ai auzit de seria de jocuri Super Smash Bros? Am jucat pe Wii acum foarte mult timp la vărul meu. N-am mai jucat de atunci. Poate ne băgăm dacă vreți. Why not Bros? Eu o să încerc oricum toate jocurile care mi se par mie interesante. Dacă îmi plac și e fun, why not play them? Oricum mă jucam, doar că acum le și postez. O să facem un vlog de la sală. Respect! Un vlog de la sală, nu știu cum ar putea fi, gen ca și Dorian. Dar nu prea cred că o să fac un vlog de la sală. Sala e pentru sală, vlogul e pentru vlog, dar mai știi, poate mai scap un Insta story, o nebunie. Te-ai gândit vreodată să te lași de YouTube? De fiecare dată când văd întrebarea asta, îmi vine să mă las de YouTube. Ce mai face Voinea? Real acum cred că se joacă LOL. Cred. L-am auzit ceva cu ultimat acum 3 secunde. De ce te-ai apucat de YouTube și unde vrei să ajungi cu el? N-am un motiv pentru care m-am apucat de YouTube, voiam doar să fac gen niște colegi din clasă să râde cu niște clipuri și nu știu dacă vreau să ajung undeva cu el, cât vreau să fie fun. Atât cât e fun pentru mine, doar e aici, undeva în interior, după coaste pe stânga. Ai fost vreodată într-o depresie? Dacă da, cum ai trecut peste? Sunt într-o continuă depresie. Dar da, am avut și perioade mai proaste. A trecut peste doar făcând altceva, efectiv altceva. În loc să-ți bați capul cu ce te deranjează, te asigur că dacă mergi să joci un tenis sau mergi la un înot sau poate mergi la un film sau orice ți ia gândul de la problemele alea, ajută. Crede-mă pe cuvânt. De ce nu mai înjur ca înainte? PS, dacă vrei să-ți faci o serie cu un joc, îți recomandă Forest, nu să te cași pe tine. Real nu m-am gândit la asta, nu am luat efectiv o decizie să nu mai înjur pe canal, ci doar nu mi se pare că aș avea de ce. Pur și simplu nu mi se pare că are vreo relevanță în multe dintre contexte. De fan uneori la petrecere la why not. Dar așa, când bagi un Minecraft ca băieții, păi de ce să înjuri tu aia? Ce ți-a făcut ție aia? Nu ți-a mâncat floarea? De ce te-ai apucat de YouTube? Părinții tăi ce părere au avut? Cum au reacționat la început și ce părere au acum după acești ani? Real a fost un hobby, e ca și cum le-aș fi spus că bă, eu mă cam joc LOL. Adică ce părere puteau să aibă? S-a părut interesant că fac ceva ce a ajuns să fie și de viitor. Jurnalul din seria Clasa de YouTuber, jurnalul lui Dragiu, este cu adevărat jurnalul tău? Sunt curioasă. Da, Bianca Maria 12. Zic și eu că este jurnalul meu, chiar este jurnalul meu. L-am găsit la Vâlcea când am trecut, nu știu, acum câteva luni când am pornit seria. L-am găsit prin mormanele de cărți Duel Masters, Yu-Gi-Oh! Și toate chestiile pe care aveam de când sunt mic. Și am zis că, bă, ce mișto, că mi-am pasat toate amintirile aici undeva, poate fac și ceva cu ele. Când o să scoți o melodie? Curând. Te gândi să-ți transformi acest canal într-unul de gaming? PS, fosării de Brawl. Am făcut un episod de Brawl care a mers foarte bine, cu 15 training, baby. N-am de gând să-mi transform canalul în
gaming, când am avut de gând să fac pe canalul ăsta efectiv un lucru și atât niciodată. Dacă ați putea observa, probabil observați că pe canalul ăsta real există toate tipurile de conținut din simplul motiv că nu am făcut niciodată ce mi-a mers și atât. Ceea ce e destul de prost dacă stai să te gândești ca YouTuber, ca și meserie cel puțin. Am avut parodii animate, am mers foarte bine. Am avut plasa de YouTuber, care poate apare, poate n-apare, am mers foarte bine. Pe mine literally m-a interesat să-mi placă să le fac. Când mai faci clipuri de calitate? Când mai puneți întrebări de calitate? Cum ți-ai creat logo-ul? Aici, de la semnul nostru de carte, minunat, îți voi face efectiv o reprezentare grafică a logo-ului meu. IRL. Am luat de pe net o alpaca, căreia i-am pus niște ochi de animeuri și un fundal în spate. Așa a fost făcut logo-ul. Când vine part 4 din Minecraft? Ai dorit să practici un sport, dacă da, ce sport? Am jucat tenis, am făcut în not, karate și dacă ar fi acum să mă reapuc de ceva, clar ar fi karatele, în notul și tenisul. E-sportsurile se pun? Am avut și o promovare cam numai 16 abonați. Link-urile din descriere sunt perfecte pentru tine. Când va apărea sezonul 3 din jurnalul lui Daragiu? Păi n-a început nici, de bine că a început al doilea, dar probabil că se termină al doilea, ar fi logic, zic, adică... Ce vrei să faci pe viitor? Să mă culc. Ar fi o idee bună. O să încep cu asta. Mulțumesc pentru întrebare. Ai reacționat la niște pagini de meme-uri cu tine de pe Insta? Chiar da! Cred că am făcut pe vremuri chestia asta, în fine, a reacționat la niște meme-uri cu mine. Dacă aveți meme-uri de orice fel și natură cu mine, gaming related, orice vreți voi, I'm here for you. De ce se uită oamenii la alpaca? Bine, asta trebuie să vă puneți voi întrebarea vouă, ok? Voi să ne spuneți în comentarii ce se uită oamenii la alpaca. Care a fost vacanța ta preferată de vară dintre clasele 5-12? Ce ți-a plăcut așa de mult la ea? Real, vacanța mea preferată a fost aia în care am luat 10 la mate, la examen, am închis gura tuturor și după care am avut efectiv și eu în sfârșit o vacanță normală în care nu trebuie să mă gândesc dacă rămân corigent sau nu. Cum ar trebui să fiu un prieten adevărat pentru tine? Loial. Și probabil 4P. Când ai postez trending review? Trendingul din ziua de azi e din ce în ce mai greu să mă uit acolo. Dar poate Cosmax 220. Poate. Ești bine, sănătos? Asta era întrebarea preferată. Ești bine, sănătos? Da, băiatule, care ai poză cu Mastery sau Genji. Ce părere ai despre Irafael? Te rog, răspunde. Sintetic, te rog. Păi face semnul din clasa de youtuberi. Oh, tam, 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 tam. Voi face sezonul 2 din clasa de youtuberi? Asta zici că e titlul de video ăsta. Care este povestea nașterii tale? Vrei să-ți exemplific? Poc? Ue, ue. E băiat. Peșilor le sete? Grașilor le foame? Ce ai alege dintre a avea canal de 1 milion de abonați și să faci totul cum vor abonații, de la content la modul de concepere a clipului, sau a rămâne cum ești acum și să ai cel mai tare content de pe YouTube? Mulțumesc de complimentul așa subtil aici, direct în patria României m-a lovit. Dar n-aș da pentru nimic în lume ce avem noi pe canalul ăsta. Mi se pare fenomenal că după atât timp încă vă știu, încă mă știți, încă țin minte conturile, dacă nu v-a schimbat pozele de profil ca ne simțiți. Voi nu înțelegeți cum se simte ca... Vă dau un exemplu. Eu să nu știu pe cineva pe stradă, gen un fan, el să mă știe pe mine. Deci nu ne-am văzut în viața noastră. El mă știe pe mine pe YouTube, eu nu știu pe el. Îmi dau seama că e fan, că vine vorbește cu mine și la ala. Bă, și într-o milisecundă, din cauza unor videouri postate, fie că e Brawl Stars, fie că e o animație, fie că e parodie, fie că e... Cam apărut pe nu știu unde. Bă, dar avem o conexiune de asta instantă. Gen, zici că suntem prieteni 50 de ani deja, ne știm. Mi se pare super... E aici. Când vei mai face un tur al camerei? Bă, am făcut turul camerei atunci cu Raluca de la ProTV. Dar un tur al camerei, am cam schimbat multe chestii pe aici. Deci ar trebui real să fac un tur al camerei. Vezi, luminile, nebuniile. Dar un tur al camerei rapid vi-l fac acum, uite așa. Ia este camera mea. Dacă sunt mare fane, când ai văzut că te joci Minecraft, îmi doresc să mă joc cu tine. Poți? Pe serverul de Discord din descriere să intri când intru și eu. De obicei mai bag cu oamenii din când în când. Mua. Minecraft, dăm să beau poțiunea. Și acestea au fost toate întrebările pe care mi le-a spus voi mie pe Instagram, pe YouTube, în community. Bă, cât te-ați lăsat. Am stat o oră jumate doar să stau acolo să...
aleg din ele. Dar vă mulțumesc pentru tot și sper că v-am răspuns la bulcul ăsta mare de informații. Am răspuns la cele care s-au repetat mult. Sper că am atins niște chestii. Dacă mai vreți Q&A-uri de genul, lăsați întrebările în comentarii. Poate vă răspund și acum imediat după ce postez clipul. Eu vă dau la JK, dar la Eu am fost la JK, dar la Gio. Iar la 3, ca de obicei, ca pe vremuri, al Paca King Out. 1, 2, 3, respect! Chiar mișto. Acum sper să adorm. Acum nu mai am întrebările pe cap. Q&A, baby.